bucurie pentru toți copiii de la Spitalul Municipal Câmpina. Moș Crăciun a venit și aici ca să împartă daruri. El a fost însoțit de câteva ajutoare de nădejde, crăciunițe harnice. Deși nu am avut noroc să avem zăpadă, ca de fiecare an, în preajma sărbătorilor, ne-am preocupat împreună cu comitetul director, cu domnii directori, să aducem copiilor, angajaților noștri, un pic de bucurie, odată cu sosirea lui Moș Crăciun. Fiecare dintre noi ne gândim la bucuria sărbătorilor. Am strâns pentru ei un mic cadou și ei se întâlnesc cu moșul. Pachetele cu dulciuri au primit și micuții pacienții ai spitalului, nu doar copiii angajaților. Este un moment de a mulțumi angajaților spitalului pentru efortul depus un an întreg și totodată o ocazie de a le ura sănătate multă și fericire și bucurii și puterea de a duce pe mai departe temele cu care acest spital ne confruntă pe toți. Este pentru a treia oară când Moș Crăciun sosește la Spitalul Municipal din Câmpina.